Japonia, de-aia am fost tell me more. Așa, și s-a transformat acest gastropub pe tipicul de slow food. Totul se gătește deloc proaspăt, nu e nimic semi-preparat. În urma restaurantului a venit și ideea de foodtruck pentru evenimente, să putem să ajungem cu promovarea acestei idei către un public cât mai larg. Foarte greu pentru cei din țară, să luăm prin București. Revenim! Ce rețete găsim în trag? O să găsim în special supele, Tom Kash Tom Yam, supe tailandeze și tăiței. De principiu, pentru că sunt mai ușor de făcut, în anumite festivaluri mergem cu niște burgeri asiatici. Și cu wow! Kimchi, da. Ce înseamnă burgeri asiatici? Și cu sosuri japoneze, coreene, picante. Le aduceți pe toate? Le aducem pe toate de afară. Damn it! Care crezi că sunt avantajele unui food truck, dacă vezi avantaje în chestia asta? Ajungi mai ușor cu mâncarea la un număr mai mare de oameni. Într-un timp mai scurt. Ți se pare că e o industrie care urmează să se dezvolte? Da, e la început. Spune despre meniul zilei. Spune despre câteva preparate. De unde ai luat rețetele? Cum ți-a venit ideea? De rețetele care sunt Asia, care-i vedeta meniului? Nu avem o vedetă neapărat. Cred că pată, da, curry-ul se numește. Da? Da, da, curry-ul se numește. Pataiu, supă japoneză, ramen, iarăși. Bun, deci, nu avem de ales, trebuie să mergem și să mâncăm. O să fim la Wake, o să fim la After Hills, la Summerwell. Never see. Vom combina mâncarea cu muzica și cu distracția, stil Rocca. Hai cu noi!